Aș vrea să vă spun de la început că am avut pe inimă să-l citesc încă o dată. Nu pentru că aș fi simțit nevoia să corectez ceva din ce s-a spus azi dimineață. Am ales să-l citesc încă o dată pentru că era un text foarte amplu și foarte bogat. Și n-ar fi probabil nicio greșeală dacă l-am mai citit și joia viitoare și duminica viitoare, pentru că avem multe de învățat din pasajul acesta. Am să încerc să folosesc timpul pe care l-am dat la îndemână cât mai bine posibil, însă îngăduiți-mi să fac totuși și o incursiune scurtă în istorie. Voi încerca să fiu scurt, doar să creionez un tablou ca să aveți o imagine. După căderea lui Solomon în anumite păcate care l-au mâniat pe Dumnezeu, împărăția pe care el o condusese a fost divizată în două. Cam știți istoria aceasta. În partea de sud a rămas o singură seminție, seminția lui Iuda, care s-a și numit Împărăția lui Iuda, cu capitala la Ierusalim. Seminția aceasta a rămas fidelă casei lui David și urmașilor lui. În partea de nord s-au separat 10 seminții care s-au numit Împărăția de Nord sau Israelul, cu capitala la Samaria. De când s-au despărțit, evoluția celor două state surori a fost destul de diferită. Vreo 18-19 împărați s-au perindat pe la tronul de la Samaria și cam tot atâția s-au perindat pe tronul de la Ierusalim. Însă cei din Samaria au pornit-o, cum zicem noi românii, cu stângul. Pentru că împăratul pe care și l-au ales imediat după divizare a hotărât să abată inima acestor 10 seminții, să nu se mai gândească ei la Ierusalim și la templu și la altarul de acolo. Și a hotărât să facă alt altar la Betel. Și de acolo a început alunecarea împărăției de nord în jos și tot mai în jos. S-au despărțit în jurul anului 973, dacă nu dau greș, înainte de Hristos. Însă din cauza că împărăția de nord s-a dus tot în jos, tot mai rău, și au avut acolo o grămadă de împărați, unul mai rău decât altul, cel mai rău dintre toți, campionul răutății, a fost Ahab. Dumnezeu i-a avertizat în repetate rânduri și ei n-au luat seama și până la urmă i-a dat în mâinile asirienilor. În 722 înainte de Hristos, asirienii au cucerit mai întâi Damascul și s-au apropiat amenințător de Samaria. Și în 721 s-a întâmplat ceea ce ei nu credeau că se va întâmpla vreodată. Samaria, capitala regatului de nord, al celor 10 seminții care se numeau Israel, Samaria a căzut în mâinile împăratului asirian. Regatul de sud a avut însă în șirul împăraților și câțiva care au fost mai la locul lor, care au încercat să aducă din nou poporul pe linia care trebuia să meargă. Dar știți vorba de la români că o floare nu se face primăvară. Au încercat, dar după ce a venit altul în locul lor, poporul s-a dus tot pe panta aceasta a unecării în jos. Ar fi fost de așteptat ca împărăția lui Iuda să învețe ceva din experiența tristă a fraților lor din nord. Dar n-au învățat. Imperiul asirian a fost cucerit, nu mai reprezenta o amenințare, dar între timp se ridicase Babilonul. Zicând că Babilonul este mai departe, împărăția lui Iuda nu s-a temut. Ba mai mult a încercat să încheie alianțe cu împăratul Egiptului și i-au dat argint și aur faraonului egiptean. În cazul în care babilonienii vreodată vor veni la Ierusalim, ăsta să vină să-i apere. Dar atunci când te bazezi pe oameni,
De cele mai multe ori rămâi dezamăgit și uneori plătești greu de tot. Că după ce i-au dat și argint și aur cât a cerut faraon, când a venit Nebucanețar, babilonianul, și a împresurat Ierusalimul, faraon era ocupat cu altceva. Nu mai venise ajutor. În a doua carte a cronicilor, în capitolul 36, veți găsi că împăratul acesta, Nebucanețar, a făcut vreo 3 incursiuni la Ierusalim. Mai întâi a încercat pe cale diplomatică și a pus împărați acolo care să îi fie lui fidel. Și pe unul dintre ei chiar l-a pus să jure în numele Dumnezeului lui că va fi un împărat supus, un vasal bun. Va plăti la timp ce este de plătit. Însă lucrurile n-au mers așa și până la urmă a venit Nebucanețar și în cea de-a treia incursiune a nimicit Ierusalimul și a ars templul. Daniel, profetul despre care noi am citit, el a fost dus în Ierihon, în Babilon, iertați-mă, cu prilejul celei de-a doua incursiuni, care a avut loc în anul 597 înainte de Hristos. Templul avea să fie dărâmat complet în 586 înainte de Hristos, câțiva ani mai târziu. Daniel, încă de la început, s-a dovedit a fi un tânăr de nădejde, un tânăr de caracter. Și vreau să vă spun că asta este ceea ce apreciez eu cel mai mult la oameni și îmi doresc să fiu și eu un om de caracter. Am mai spus în discuții particulare. Dacă întâlnesc un om care nu știe tabla înmulțirii și nu reușit să treacă clasa, așa cum fratele Pavel spunea mai înainte, dar dacă îl văd că e un om de caracter, îmi scot pălăria în fața lui și îl apreciez. Dacă are, în schimb, diplome peste diplome și în biroul lui nu mai ai loc unde să mai pui încă una, că e plin peste tot, dar nu are caracter, îmi pare rău, omul acela nu mă convinge. Daniel a fost un om de caracter de la început. Și aș vrea să vă spun, dacă veți citi cu luare aminte toate cartea lui, veți vedea un lucru extraordinar, un principiu foarte important. Și aș vrea tinerii să-l țină minte principiul ăsta. Când un tânăr cinstește pe Dumnezeu, Dumnezeu nu se lasă dator. Pe tânărul acela, pe bărbatul acela, pe femeia aceea, Dumnezeu îl cinstește și el, îl onorează și el, îl ridică și el. Așa a lucrat și așa lucrează și astăzi. Pentru că e un Dumnezeu care nu se schimbă după vremuri și împrejurări. Binecuvântat să fie el. Despre Daniel, predicatorii vorbesc și pun în lumină credincioșia lui față de Dumnezeu. În alte predici se vorbește despre faptul că Dumnezeu i-a dat daruri deosebite, unul dintre ele fiind darul tălmăcirii viselor. Un dar extraordinar, aș putea să spun. Însă, în pasajul pe care noi l-am citit și azi dimineață și acum seara, Daniel este prezentat ca un om al rugăciunii. Omul ăsta a fost un om al rugăciunii, chiar și atunci când a fost dat o poruncă aspră, sub amenințarea pedepsei cu moartea. Că asta însemna, până la urmă, aruncarea în groapa cu lei, nu? Nimeni nu se aștepta să iasă de acolo viu. Era o pedeapsă cu moartea. Chiar și în vremea aceea, Daniel a știut să prețuiască rugăciunea și a spus: eu de Dumnezeul meu nu mă despart și rugăciunea nu o pun deoparte. O, cât am avea noi de învățat de la el. Că ne fugăresc atâtea activități peste zi de dimineața și până seara și nu ne amenință nimeni cu moartea. Dar timp de rugăciune e tot mai puțin în viețile noastre. Oare nu spun un lucru adevărat? Să mă contraziceți dacă nu e așa. Dar eu constat lucrul acesta. Spunea fratele Mircea dimineață că pasajul acesta, capitolul 9, primele 19 versete pe care le-am citit, sunt rugăciunea pocăinței. Și vreau să vă spun că dintre toate rugăciunile pe care Daniel le-a înălțat către Dumnezeu de-a lungul vieții lui, și țineți minte, omul ăsta s-a rugat cel puțin de 3 ori pe zi, și omul ăsta a trăit o viață foarte lungă, în timpul vieții lui s-au perindat o grămadă de împărați,
Omul ăsta este un om al rugăciunii și din toate rugăciunile lui, una a rămas scrisă în detaliu aici pentru noi. Rugăciunea pocăinței. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez. S-a întâmplat ceva cu omul acesta când a citit în cărți și a dat peste cartea prorocului Ieremia. Omul acesta a avut o reacție deosebită și despre ea stă scris în versetul al treilea. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere, postind în sac și cenușă. Fratele Mircea subliniază dimineață faptul că Ieremia profetul, omul care a prevestit căderea Ierusalimului în mâinile babilonienilor, omul acesta a fost luat de către un grup de evrei care voiau să fugă de Nebucadnețar și au găsit să fugă în Egipt și l-au luat cu forța pe Ieremia cu ei. Ieremia avea să moară într-un pământ străin. Dar mesajele pe care Dumnezeu i le-a dat lui, el le-a scris într-o carte. Nu o carte, nu era o carte cum sunt cărțile pe care le avem noi astăzi. Dar era în felul cărților de atunci, pe foi, probabil papirus. Cartea aceasta lui Ieremia, cu toate paginile ei, cu toate mesajele pe care le-a primit de la Dumnezeu, a fost citită înaintea împăratului de la Ierusalim. În capitolul 36 din Ieremia veți vedea, împăratul a fost foarte supărat când a auzit ce mesaje a avut Ieremia din partea lui Dumnezeu, și logofătul a tăiat cu briceagul toate foile pe care le conținea cartea respectivă și le-a ars pe focul acela de jeratică aprins în casa împăratului. Însă Dumnezeu îi spune, pentru că ai făcut lucrul acesta, am hotărât o sentință asupra ta. Și nu vă spun care este, o căutați acolo. Ieremia 36. Numai că la capitolul capitolului 36, Dumnezeu îi spune lui Ieremia să scrie mai odată toate lucrurile acelea și Ieremia le scrie din nou. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a prevestit au rămas acolo păstrate în cartea pe care Ieremia a rescris-o. Nu el, logofătul Baruch, cel care le scria. Măcar că Ieremia a murit în Egipt, cuvintele prorociei lui au ajuns alături de scriile celorlalte scripturi în mâinile lui Daniel în Babilon. Daniel le citește și dintr-o dată, măcar că era om de stat și era la curent cu politica internațională, cu evenimentele majore, atunci când citește ce a spus Dumnezeu despre toate aceste lucruri, se întâmplă ceva cu el. Vă rog să țineți minte, Daniel era un om neprihănit. Daniel era un om cum mi-aș dori să pot să fiu și eu și mi-aș dori toată biserica să fie plină de bărbați și de femei, de tineri și vârstnici care trăiesc așa ca Daniel. Dacă vreți, Daniel a fost socotit de chiar Dumnezeu un fel de standard de neprihănire. În cartea lui Ezechiel, în capitolul 14, în versetul 14 și în versetul 20, veți vedea că Dumnezeu, prin profetul Ezechiel, vorbește poporului și spune, chiar dacă între voi ar fi Noe, Daniel și Iov. Oare pe ecran acolo aveți textul acesta? Nu? Eu nu am nimic, eu îl citesc din memorie. Când vă uitați la ceas, atunci o să mă ușur mai lungă. Daniel citește din cartea Domnului cuvintele pe care Domnul le-a dat prorocului Ieremia. Și dintr-o dată Daniel este atins de acel cuvânt. Un lucru extraordinar. Mi-aș dori să văd în jurul meu oameni care sunt atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care sunt cercetați de cuvântul lui Dumnezeu pentru că sunt încredințați, pe deplin încredințați, că oamenii aceia se vor întoarce din toată inima cu fața spre Dumnezeu. Și de astfel de oameni Dumnezeu are nevoie. E adevărat că a fost o rugăciune a pocăinței. În primul rând,
Spunea fratele Mircea dimineață, Daniel s-a identificat cu vinovăția poporului. Este foarte interesant, când el a ajuns în Babilon, el era destul de tânăr. După aprecierea mea, s-ar putea să greșesc, dar nu cu mult, nu cred să fi avut mai mult de 16 ani atunci când a ajuns acolo. Când a fost luat în școala împăratului, pentru că așa cum spunea fratele Mircea dimineață, împăratul avea de gând încă 3 ani să-i crească pe acești tineri, să-i educe, să-i instruiască în școlile lui, în limba haldeilor și apoi să-i folosească în treburile administrative ale împărăției. Ce păcate grele să fi făcut el, Daniel, înainte de vârsta aceasta, încât prin păcatele lui să atragă pe diavolul lui Dumnezeu peste națiune din care făcea el parte. Când ești până în 14, 15 ani, 16 ani, nici Dumnezeu nu ți le ține chiar toate în seamă așa cum ți le ține după ce te-ai botezat, când deja ești instruit, laptele duhovnicesc învățat și mai pochetezi și cu hrana tare, atunci Dumnezeu altfel se uită la tine. Pentru că a spus-o Domnul Iisus, celui care i s-a dat mult, îi se va cere mult. Celui care i s-a dat mai puțin, îi se va cere mai puțin. Un principiu clar. După ce a venit în Babilon, mărturiește cartea aceasta despre o viață trăită pentru Dumnezeu. Știți ce îmi place mie la omul acesta? Deși era un standard de neprihănire, omul ăsta nu se uită cu superioritate în jur. Pe mine mă supără predicatorii aceia care se uită în jurul lor și la toți bagă de vină, pe toți îi critică, pe toți îi mustră și îți lasă impresia că în partea aceea de lume, în Europa sau în America, în partea de lume în care se găsesc ei, ei ar fi singurii buni. Atunci când voi fi mai bun decât Daniel pe calea neprihănirii, atunci poate că voi avea dreptul să mă uit altfel la semenii mei. Dar câtă vreme nu-l întreg pe Daniel în neprihănire, nu am voie să critic și să bag de vină la toți de parcă eu ar trebui să îndrept lumea. Un profesor de omiletică a dat un sfat odată unei clase de studenți. Studenții la teologie au o disciplină numită omiletică. O fac în anul 1 sau cel târziu în anul 2. Arta organizării unui discurs religios, public. Profesorul acesta a spus la un moment dat, măi tinerilor, să nu predicați niciodată de parcă voi și Dumnezeu ați fi supărați pe toată lumea. Uitați-vă la semenii voștri altfel. Identificați-vă cu ei. Am citit despre un medic care, creștin fiind, s-a dus să îngrijească de o colonie de leproși. În timp ce îngrijea, el i-a vorbit mereu despre Hristos. Și le-a spus mereu, voi aveți nevoie de Hristos. Voi leproșii aveți nevoie de Hristos. Cineva i-a spus, domnule doctor, dacă mai rămâi mult în colonia aceasta, din dragoste pentru ei, vei sfârși prin a te îmbolnăvi și dumneata. Și el a spus, nu contează, trebuie cineva să îngrijească și pe oamenii aceștia. Și a venit o zi în care el și-a început mesajul, noi, leproșii, avem nevoie de Hristos. Știți ce se întâmplase? Contractase și el boala aceasta și se simțea unul dintre ei de acum. În al doilea rând, aș vrea să remarcați, Daniel a fost un om care a pus punctul pe I. Omul care se pocăiește, omul care e atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela, când vine înainte lui Dumnezeu, este concret și știe bine pentru ce cere iertare și pentru ce se căiește. Uitați-vă, dacă veți avea acasă dispoziția în continuare în rugăciunea aceasta lui. Veți vedea că ăsta pune punctul pe ei, spune, Doamne, ne-am făcut vinovat de asta. Am fost răi și încăpățânați. N-am ascultat de prorocii pe care Tu mi-ai trimis. Dar oare poporul Domnului astăzi
mai ascultă de predicatorii care vorbesc din cuvânt? E o întrebare. Nu aștept să-mi dați răspuns. Am văzut că de multe ori avem tendința să spunem, Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Punem cuvântul da, dar admitem că ar fi posibil. Dacă tu consideri că suntem greșiți față de tine, te rugăm să ne ierți. Vreau să vă spun un lucru. Cine se roagă în felul acesta nu dovedește pocăință. Nu dovedește pocăință. Vrea doar să se asigure de o mai rămas ceva pe care poate nu a putut să regleze. Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva, nu așa se pune problema, fraților. Problema se pune că avem multe lucruri pentru care noi trebuie să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru. Temeiul iertării noastre este îndurarea Lui. Pentru că Daniel, când s-a rugat, a făcut des apel la îndurarea și la bunătatea și la dragostea lui Dumnezeu. Asta este, dacă vreți, ușa de scăpare pentru noi. Că dacă Dumnezeu ar fi drept, eu mărturisesc în seara aceasta, aș fi fost amintire. Dacă Dumnezeu ar fi fost drept, nu știu câți dintre dumneavoastră ați fi fost aici în seara aceasta. Dar ne punem nădejdea în bunătatea Lui. Citim cuvântul Scripturilor, pentru că ăsta ne oferă o perspectivă corectă asupra evenimentelor care se petrec în lume. Nu buletinele de știri, pentru că astea sunt făcute într-un anume fel ca să-ți pune pacea și liniștea. Ca să te facă să te uiți ba într-o parte, ba dintre alta, numai la ce trebuie. Dacă vrei să înțelegi mersul lucrurilor în lumea în care trăiești, atunci răspunsul este aici, în cartea aceasta. Nu există eveniment major în istorie pe care Dumnezeu să nu-l fi prevăzut în cartea aceasta. Dar noi avem dificultăți. Când citim, nu întotdeauna identificăm. Aș vrea să vă spun. Când citim cuvântul lui Dumnezeu și când Duhul lui Dumnezeu ne luminează, căpătăm asupra evenimentelor o perspectivă cerească, nu omenească. Una divină, nu una politică. Și aia lui Dumnezeu, aia nu dă greș. Nu dă greș. Aș vrea să mă opresc în seara aceasta la aceste cuvinte cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne facă pe toți oameni ai rugăciunii. Oameni care își trăiesc viața cu fața spre Dumnezeu. Oameni care se pocăiesc și când o fac, o fac din toată inima. Oameni care trăiesc viața în curăție pentru ca să poată să fie duși acasă atunci când Domnul va veni după noi. Amin. Am să vă rog să vă ridic.